Reacția pe care autoritățile au avut-o după producerea accidentului grav de circulație petrecut pe DN10, în care a fost implicat un autoturism și un microbuz cu elevi, a fost apreciată de către prefectul județului Buzău. Polițiștii, pompierii, cadrele medicale au lucrat în colaborare astfel încât pacienții să ajungă cât mai repede la spital pentru a beneficia de îngrijiri medicale de specialitate. A fost pentru prima dată când eu, ca prefect, m-am confruntat cu necesitatea declanșării de către inspectorul șef al ISU Buzău a planului roșu. Sunt foarte mulțumit de felul în care toate instituțiile responsabile și de felul în care județul Buzău a reacționat la această provocare și îmi doresc ca așa să fie mereu. Prompt, rapid, interconectați. Potrivit prefectului Daniel Țiclea, modul în care structurile au acționat a fost pe măsura așteptărilor venite din partea pacienților și aparținătorilor acestora. Din cele 10 victime, printre care 8 copii, doar o fată de 13 ani a rămas internată în stare bună cu contuzii la genunchi. Am mers la Spitalul Județean pentru a discuta cu părinții copiilor și vă transmit ceea ce ei mi-au transmis mie, că au fost foarte mulțumiți de reacția statului român. Un grav accident de circulație a avut loc marți pe DN10 în localitatea Măgura. În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism și un microbuz școlar. Din primele date, de la fața locului, a reieșit că este vorba de o coliziune între un autoturism condus pe direcția Brașov către Buzău de către o șoferiță în vârstă de 25 de ani din Măgura și microbuzul care circula din sens opus, la volanul căruia se afla un conducător auto de 59 de ani din aceeași localitate.